Salutare, dragilor! Bună dimineața! Mi-a face greva foamei, să nu vă speriați ea. Începem vlogul de astăzi direct cu micul dejun, pentru că am ajuns acum de la sală. Am făcut antrenament de... Ia uitați-o pe Miuca mea! Miuca care face greva foamei! Of, 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 of! Am făcut antrenament de picioare cu Florin. Practic, el m-a antrenat pe mine, că el nu s-a antrenat. Și vreau să vă zic că îmi tremur așa de tare picioarele, nu mai pot. Vă ziceam din ea că este în greva foamei. Să știți că ce se alintă. Deci vreau să vă zic că Mia nu mai mânca nici măcar granulele de la Royal Canin în ultima perioadă și încă încercăm să ne găsim niște granule care să-i placă. Acum a luat Florin, tot de la Animas, granulele astea, lipsiți. Nu știu sincer ce granule să îi mai cumpărăm. Pentru că a avut o perioadă când mânca granulele astea de la Royal Canin foarte bine, după care pur și simplu îi puneam și făcea același gest, astupa cu lăbuța și mie una toată ziua de foame. I-am mai dat pliculeții umedi. Pliculețele umede le mănâncă întotdeauna, dar acum este iarăși într-o perioadă în care mi-au unul toată ziua, pentru că este foame, deși are bolul plin de granule. Dar, în fine, haideți să vă arăt și micul meu dejun și prânz de astăzi, pentru că ceasul este 2:30 și asta e prima mea masă și este și masa post-workout. Am aici 2 ouă amestecate cu puțin pătrunjel și puțin cottage cheese, care este light. O felie de pâine pe care în mod normal aș fi prăjit-o, dar sincer îmi este prea foame și nu prea mai am nici timp, pentru că acușica încep să lucrez, așa că mi-am lăsat-o direct așa. Aici am câteva beluțe de mozzarella, castravete și ridiche. Este un mic dejun prânz care sper eu să mă țin până de seară, pentru că nu o să mai am timp să mai mănânc nimic. Așa că o să vedem dacă o să reușesc să supraviețuiesc undeva pe la 7 cu ce am aici. Și să știți că unghiuțele mele arată groaznic. Mi-a reapărut alergia mea la gel și la detergentul de vase, care arată cam așa. Și sincer mă ustră extrem de tare și folosesc o mulțime de creme și nu știu ce să-i mai fac. Și tocmai de asta nu mi-am mai pus nimic pe unghiuții. Mi-am dat jos ce aveam, n-am insistat foarte tare pentru că mă dor puțin, că ele sunt subțirele, așa că le-am lăsat așa până îmi trece alergia mea de la gel ca să pot să mi le fac. Deci, vreau să vă spun că este genială combinația aceasta de cottage cheese cu ouă, doamne cât este de gustoasă. Eu combinația asta am văzut-o pe TikTok la Body by Miha, o să vă inserez eu. Este o tipă care cred că este antrenor. Și-a arătat într-o dimineață ce mănâncă. Doamne cât este de gustos! Să încercați, fetelor! Și pătrunjelul ăsta este fix ce trebuie. Îți doar pur și simplu 2 ouă cu cam jumătate de cutie de cottage am pus eu, pătrunjel și puțin sare și puțin piper. Doamne cât este de gustos! Și ia uitați Mia cât este de hoață, că așa face când este foame. Și eu nu o las să urce pe masă când mănânc eu și ia uitați cât de hoață este. Că s-a urcat acolo într-un colț, după care încet, încet a ajuns până aici. Mia, Mia, coață-o, smechero, pune și mănâncă că ai granulele tale, că noi nu mâncăm granulele tale, tu nu ai voie să mănânci mâncarea noastră. Cafea, bineînțeles, este deja a treia pe ziua de astăzi. Dar că eu beau cu foarte mult lapte, așa că beau undeva la 4-5 pe zi, pentru că mi s-o ok. Acum, de când am schimbat espresorul, capsulele astea sunt mult mai tari, așa că nu mă mai duc chiar în 5, dar undeva 3-4 toți le beau așa cu lapte. Am venit să-mi savurez cafeaua în puținul timp pe care îl mai am. Stați să dăm drumul și la un televizor, pe ceva muzică. Așa de tare îmi place apartamentul ăsta, că este un apartament atât de luminos și dimineața și după amiaza este lumină foarte tare aici. Cana aceasta, că știu că o să mă întrebați cu siguranță, ia uitați cât de drăguț este, se primită de la Bianca, cadou de casă nouă, pentru că a fost la unghiuțe la mine acum într-o seară
și mi-a adus mai multe lucrușoare, printre care și cana aceasta, care este tare, tare drăguță. Deci vreau să vă zic că n-am reușit să mai vorbesc cu voi, n-am reușit să vă mai filmez clipulețe, pentru că, sincer, nu am avut starea necesară. Pur și simplu nu aveam niciun chef să filmez. Mereu extrem de obosită, printre antrenamentele de la sală am și lucrat și automat nu mai aveam starea necesară să mă apuc să vă filmez câte ceva. Mai începeam eu așa, mai filmam ceva dimineață sau filmam micul dejun, după care nu mai filmam nimic în ziua respectivă și automat ștergeam tot și spuneam că nu mai am niciun chef. Am fost și ne-am rezervat restaurant pentru cununia civilă, care o să fie peste câteva luni, o să discutăm mai multe atunci. Am rezolvat așa în mare și lucrușoare pe partea asta, am fost tot cu Anca și cu Vasi și acolo am filmat câteva cadre, dar din nou nu am finalizat, să spunem așa, vlogulețul. Dacă o să mai am cadrele, eventual o să vi-l inserez eu aici. Este o perioadă puțin mai solicitantă și mai aglomerată. Cheful meu de mers la sală este unul care nu există, dacă pot să spun așa. Pur și simplu nu mai am nicio tragere să merg la sală acum. Am și mâncat destul de prost. În perioada sărbătorilor de iarnă m-am și îngrășat un picuț. Deși am slăbit în luna decembrie, atunci când am început noi cu festivalurile, eu am slăbit, nu m-am îngrășat. Am ajuns la 52 de kilograme, după care în luna ianuarie am ajuns la 56. Și să știți că la mine 2-3 kilograme se cunosc și se simt. Când am reînceput cu sala în luna ianuarie, pauza mea a fost una de 3 luni și un pic. Și imaginați-vă cam cât de greu mi-a fost să mă reapuc. Îmi place să merg, în schimb eu pot să merg mai mult la amiază sau după amiază. Când este extrem de aglomerată sala și nu mai place agitația, pur și simplu simt că mă agită și mai tare când ajung acolo și este foarte aglomerată sala, este foarte cald, pentru că punând câteva kilograme pe mine, am început să am din nou rușinea aceea să mă antrenez în bustieră și colanți și de cele mai multe ori îmi luam tricou și efectiv simțeam că nu mai pot de cald, deci era în sală atât de cald și atât de... nu știu, aglomerat și pur și simplu îmi dădea o stare foarte urâtă. Mă forțez cumva să merg la sală și Florin trage de mine și știu că este doar trecerea asta în care să mi regăsesc plăcerea de a merge și de a face mișcare, dar cumva fiind o perioadă foarte aglomerată și foarte solicitantă, mă simt puțin tel obosită. Pentru că eu, spre exemplu, funcționez foarte bine dimineața și mă trezeam înainte la 5, la 4, nu aveam nicio problemă. Acum, pur și simplu, am alarmă la 8 și nu reușesc să mă trezesc, mă dau jos din pat undeva la 9 sau 10. Nu mai reușesc să mă mai odihnesc, dacă pot să zic așa. Asta pentru că mie mai este agitată noaptea și Florin niciodată nu se trezește, tot timpul mă trezesc eu și dau să mănânc, mă joc cu ea la 2 noaptea, până să liniștești și cred că și asta puțin de el mă obosește, dar dăm așa înainte. Știu că este o perioadă puțin de el mai urâțică, dar o să treacă. Și cu alergia mea, iarăși este o problemă, ca să zic așa, care îmi dă mari bătăi de cap și chiar și aseară mă usturam mâna foarte tare. Mi-am pus Triderm, cremă din aceea Triderm, unguent. Și din când în când mai pulverizam apă termală pentru că era rece și simțeam că îmi face atât de bine când pulverizam și mi se umezea partea asta. Într-adevăr, dacă mă spăl pe mâini, simt pielea foarte ok, adică simt că nu mă mai ustură, dar după ce mi se usucă mâinile din nou, iar simt că mă ustură. Dar o să vedem. Aș vrea să îmi fac și unghiuțele. Arată curaznic unghiile mele, așa că poate să le facem tot împreună, dar momentan vedem ce se mai întâmplă astăzi. Ziua de astăzi am început-o așa destul de bine, dimineață, m-am trezit, m-am spălat pe păr și ce să vedeți, nu avem apă, deci eu simt că o să o iau razna și pe partea asta. Se renovează un apartament aici în bloc și când nu avem lumină, când nu avem apă, când este apă nu este lumină, când este lumină nu este apă, când le avem pe toate este un zgomot infernal. Și astăzi nu este apă, de azi dimineață, de undeva de pe la 9:30. Sper eu să vină până mai târziu. Pun să-mi beau cafeaua
și apoi încep să lucrez până diseară. Diseară nu avem un plan să facem nimic, vedem ce o să se mai întâmple, dar am zis totuși să mă forțez să încep un daily vlog, vedem ce se concretizează din el și ce reușesc să editez și să filmez, dar începem un nou daily vlog astăzi. Și apropo, astăzi este miercuri, vedem pe câte zile sunt din vlogul sau dacă scoatem doar o zi. Eu îmi doresc să filmez și știu că dacă încep să filmez, după o să-mi placă și o să pot să mă țin și să postez zilnic. Dar a fost o perioadă așa în care pur și simplu nu aveam chef de nimic. Deci când prindeam câteva ori în care să nu trebuiască să fac nimic, doar stăteam în pat. Nu făceam absolut nimic sau dormeam, adică eram... Nu știu, nu pot să vă explic. Am pe mine o bluză de la Florin pentru că am rămas bustiera și colanții și bluza asta fiind de-a lui îmi este largă. Așa că pot să o port cu colanți, că e un picuț mai lunguță. Gata, îmi beau cafeaua și ne auzim mai apuși. Gata cu prima programare. Mai avem încă una pe ziua de astăzi și apoi terminăm. Și cred că diseară, tot vă spuneam că nu avem planuri, dar... cred că o să-i zic lui Florin să ieșim puțin să ne plimbăm ca să iau eu puțin de aer. Poate mai revin așa. Dar cam asta intenționez. Eu termin pe la 7 și Florin cred că tot cam așa. Știu că spunea că vrea să meargă să ia ceva de mâncare și apoi o să vin acasă. Și îmi spunea că este foarte poftă de shawarma, dar noi luăm shawarma de la Dania, o facem fără sos, eu cel puțin o fac și fără cartofi, practic este doar piept de pui cu legumi și lipia, dar folosesc ei ceva condimente și tare gustoasă cărnița de acolo, așa că s-ar putea să luăm shawarma, shawarma e mult spus. Dar asta s-ar putea să fie cina noastră. Cel puțin pentru mine este foarte ok, pentru că eu am mâncat doar ce v-am arătat astăzi. Pe lângă asta am mai mâncat un măr și o nectarină, dar în rest n-am mâncat nimic, așa că cred că o să vreau să ieșim puțin să ne plimbăm. Și aici se doarme. Dacă tot nu s-a mâncat, a dormit cu stomacelul gol. Nu glumesc, am mâncat, i-am dat puțin plicumet, dar toată ziua doarme. Ia, uitați ce se cască aici. I saw you from across the room. When our eyes met, I never knew. Gata! Am terminat pe astăzi. Merg să mă schimb și aștept să vină Florin să mâncăm și să ieșim să ne plimbăm. Ia uitați cine a venit acasă. Cina noastră. Da. Poftă bună! Bunet? I'm looking at you. I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling kind of hypnotized. I'm looking at you and I feel the tension. You know. Bună dimineața, dragilor. Astăzi o să continuăm daily vlog-ul început ieri, pentru că nu am avut energie să mai filmez ceva aseară și nu am făcut o încheierea vlogului. Așa că o să continuăm clipulețul de astăzi și vreau să mă machiez puțin și să și vorbesc cu voi. Așa că o să facem asta împreună. Aseară am ieșit și ne-am plimbat puțin. Dar n-a fost o plimbare cât am ieșit cu treabă. Am avut mai multe de rezolvat aseară. Am și fost plecați puțin. Și am ieșit aseară la câteva cumpărături. Dar n-am stat mult oricum aseară în micuța noastră plimbare, dacă pot să spun așa. Pentru că era foarte frig. Bătea vântul atât de tare. Dacă prindeai o porțiune unde nu bătea vântul, că era așa pe momente, și dacă prindeai o porțiune de timp în care să nu bată vântul, era chiar plăcut. Dar când bătea vântul, pur și simplu nu puteai să stai. Era
foarte, foarte reci. Așa că plimbarea noastră s-a transformat într-una foarte micuță. După care ne-am întors acasă, eu am făcut o baie în cadă pentru că simt puțin tel că răcesc. Și eu când simt că răcesc, îmi fac un teraflu și fac baie în cadă, în apă fierbinte. Și așa simt că îmi dă înapoi. Dacă e la început răceala mea, că dacă este avansată, nu mai am ce să mai fac. Dar aseara asta am făcut și înspre dimineață chiar am simțit un picuț mai bine, dar mi se înfundase și nasul după plimbarea noastră. Eram, parcă, nu știu, mi-era așa de frig și m-am îmbrăcat totuși când am ieșit. Da, nu știu de ce nu a fost așa de reci. Ceasul este 9:30, eu sunt trează de la 8. Și am făcut curățenie în toată casa, pentru că la noi în bloc nu este apă, nici ieri n-a fost. Și nu este nici astăzi. Și știam cumva că o să o oprească. Așa că m-am trezit dimineața, am făcut duș, am făcut curățenie în toată casa. Mi-am pus o mașină de hăinuțe la spălat. Este și gata, trebuie să merg să-l întind. Am spălat cu mobul pe jos, mi-am făcut tot ce trebuia să fac și conținea apă. Și vreau să merg la niște cumpărături pentru că trebuie să iau o sticlă de apă de băut. Florin deja a plecat, eu urmează să lucrez, dar mai târziu. Voiam să ajung la sală acum dimineață, în schimb nu reușesc să ajung chiar acum, pentru că am doar 3 programări astăzi, dar le am foarte răsfirate și nu mă încadrez cu timpul de antrenament între primele 2 programări. Prima este la 12 și următoarea este la 21 pic, dar clienta de la 12 o să vină la 12:30, că mi-a scris că a intervenit ceva și nu mai poate la 12. Așa că dacă o termin pe ea, nu am când să mai merg între cele două. O să merg undeva pe la 4, cred, pentru că programarea de la 2 o să o termin la 3:30 și apoi o să mai am la 6. Și nu mai bine am timp să merg, pentru că doar o să mă schimb și o să plec la sală, fac 5 minute pe jos de aici până la sală și este numai bine. În rest nu am mai avea așa planuri nici pe ziua de astăzi. Mă forțez cumva să merg și la sală, să le fac pe toate, dar mă simt puțin tel obosită. Florin are o chestie, dacă visează urât noaptea, vorbește prin somn și se trezește, dar el vorbește prin somn și se trezește fără să conștientizeze că el s-a trezit. Și azi noapte o visat că mă prind din lift ușa, pentru că ieri la sală a pornit liftul și, în fine, adică s-a închis ușa de la lift și a prins pe cineva în ușa de la lift și a rămas, probabil s-a speriat, pentru că domnul pe care l-a prins este un domn mai în vârstă și până a intrat domnul în lift, s-a închis ușa și, mă rog, dar nu-i că l-a lovit sau ceva, pentru că știți că ușile de la lift oricum se deschid înapoi când simt mișcarii, dar că el a rămas, probabil, cu sperietura aia, nu pot să-mi dau seama. Și azi noapte au visat că eram noi în lift și că același lucru s-a întâmplat, dar cu mine. Și era ceasul 3. Efectiv s-a ridicat, a pus mâna pe mine și cumva era cu ochii închiși și spunea: hai, de repede, de repede, ieși că te prinde liftul. Și m-am apucat de plâns, pentru că m-am speriat, eu dormeam, ca să înțelegeți. Adică, efectiv, toată lumea și Mia s-a speriat, că Mia dormea în pat lângă mine. Și s-a speriat și ea și el, cumva, eu am pus mâna pe el, el s-a întins în pat și a dormit. Și m-am dat jos și m-am apucat de plâns și vine să trezi și el, dar pur și simplu m-am apucat de plâns de sperietura aceea, deci tremuram și nu puteam să-mi revin, din simplu fapt că eu dormeam când el a pus mâna pe mine și eu început să trag din mine, deci nu știam ce s-a întâmplat. Și a fost așa că m-am speriat și aveam alarmă pusă la ora 7 ca să mă trezesc să fac curățenie. Și mi-am oprit alarma de la 7 și am pus-o la 8 pentru că am adormit undeva pe la 6. De la 3 până la 6 eu n-am mai reușit să mai adorm. Pur și simplu stăteam așa cu ochii închiși și nu reușeam deloc să mai adorm.
Dar Florin mai mereu face așa. Mai sunt momente când pur și simplu se ridică și merge așa prin casă. Dar m-am speriat așa de tare și mă simt puțin delobosită. Inițial spuneam că las că mă trezesc totuși la 7, fac curățenie și apoi mai dorm puțin, mă mai pun la somn. Dar înspre dimineață, ce credeți, m-a luat un somn și am zis că nu pot să mă trezesc la 7, dacă eu am dormit la 6, sub nicio formă. Sincer, nu-mi venea în minte să mă trezesc atunci la 4, să mă apuc să fac puțin ordine și să las pe dimineața aspiratul și datul cu mobul. Dar am zis că tot și nu mai trezesc, mai fac gălăgii, s-ar trezi și Mia, oricum s-o trezi, dar o adormit după înapoi. Și a fost așa, parcă mi-am făcut cafea. Stau să intre puțin cremile astea pe față și apoi eu mă machiez. Și am zis că dacă tot fac asta, să mai vorbesc puțin cu voi, dacă tot o să combin două zile de vlog într-un singur clip. Astăzi am antrenamente de upper body, adică o să fac spate și probabil biceps, cred că. Am febră foarte mare la picioare. Dacă sunteți curioase, da, am o febră foarte mare. Dar încet, încet o să îmi revin eu cu toate. Acum să știți că am slăbit din nou, pentru că eu am pus în ianuarie kilogramele respective, dar am slăbit din nou, adică am slăbit, am 54 kg acum, la 1,56 m, cred că, da, 1,56 m. Vreau să mai slăbesc puțin până la comunia civilă, așa că de asta încerc cumva să mă țin de sală și să fac cardio cam de 2 ori pe săptămână și să mă antrenez de 3. Dar la mine cumva acum ziua de pauză de antrenament este zi de cardio. Nu mai este pauză totală, pur și simplu dacă am febră musculară, nu contează, mă duc și fac cardio. Pentru că de cele mai multe ori febra musculară este la spate sau la picioare. Și dacă mă duc și fac puțină bandă, spre exemplu dacă fac 40 de minute bandă, chiar îmi dă drumul și la febra pe care o am la picioare. Așa că cam în acest fel se desfășoară săptămâna mea de antrenamente, dacă pot să o numesc așa. Am reînceput din nou să îmi trec în My Fitness Pal caloriile pe care le mănânc, ca să-mi depășesc 1200. Pentru că vreau până la comunia civilă să ajung la 52 de kilograme, cum simt eu că îmi stă cel mai bine și cum mă simt eu bine. Dar o să vedem ce o să mai întâmple până atunci. Să vă spun că mi-a dat cineva mesaj și m-a întrebat de nuanța rujului. Haideți să vă arăt și nuanța. Este nuanța 200, dar nu știu dacă pune focus. Dar să știți că este doar drăguț și atât, dar nu se menține pe buze deloc, să știți. Este un ruj care se transferă foarte ușor. Deci eu dacă mă dau acum cu ruj și mă duc și beau o cană cu apă, se ia foarte ușor, adică nu mai rămân aproape cu nimic pe buzi. El e foarte fain de dat așa că nu trebuie să faci nimic. Pur și simplu te dai și pleci unde ai treabă, fără să bei, fără să mănânci, fără să faci nimic. Am păr de pisică pe față și mă mănâncă. Să știți că mi-este foarte ok acum cu comentariile. Atâta timp cât trebuie să le aprob eu ca să apară aici pe canal, să știți că funcționează foarte fain treaba asta. Așa că dacă îmi lăsați comentarii și dacă nu le vedeți publicate, înseamnă că n-am vrut să le public. Chiar mi-a comentat cineva, dar nu mai știu sincer de ce nu mi-amintesc să fi șters comentariu. Nu mai știu ce comentariu am primit, dar probabil dacă nu l-am aprobat și l-am șters, cu siguranță era ceva acolo care nu mi-a plăcut sau m-a deranjat. Pentru că mi-a comentat cineva și mi-a spus mersi că ai șters comentariu, era doar o remarcă. Dar nu mai amintesc sincer ce-o comentat inițial persoana respectivă ca să îmi dau seama dacă era de bine sau de rău. Dar să știți că poate mai am momente când îl șterg,
pentru că cumva când dau să le aprob, coșul de gunoi este fix lângă săgeata pe care trebuie să apeși ca să le aprobi și poate pur și simplu am apăsat acolo fără să-mi dau seama. Dar să știți că mi este foarte ok, nici n-am mai primit comentarii nașpa. Poate pentru că am blocat foarte multe cuvinte și cumva nu știu ce ai putea să comentezi încât să mai apară pe canal. Pentru că am blocat toate cuvintele răutăcioase care există pe fața pământului, sincer, toate le-am blocat ca să nu mai am nicio problemă, dar nu am mai avut. Chiar deloc nu am mai avut probleme. Dacă vreți să mă întrebați ceva anume, mai bine îmi scrieți pe Instagram și dacă vedeți că nu vă răspund, puteți să insistați puțin, pentru că eu primesc foarte multe mesaje și dacă nu vă urmăresc, mesajele mi intră în cereri și nu mereu intru să verific secțiunea respectivă, pentru că primesc foarte multe etichetări la concursuri și toate mesajele respective mi intră în cereri și nu reușesc să le văd pe toate. Dar să știți că eu aprob comentariile, dar nu am timp să stau mereu să vă răspund, așa că dacă vreți să întrebați ceva anume, puteți să-mi lăsați direct mesaj pe Instagram. Acolo există șanse mai mari să le văd. Am observat că nu prea vă plac nici vlogurile de călătorie, că nu prea v-ați uitat la clipulețul pe care l-am postat cu ce am făcut la București. Dar să știți că nu este un vlog clasic doar cu muzică. Pentru cei care nu l-ați văzut, să știți că vorbesc foarte mult cu voi în clipulețul respectiv. Așa că puteți să intrați, să aruncați o privire. E un vlog tare fain. Mi-mi plac sincer vlogurile astea de călătorie pe vinzi anumite momente pe care nu ai cum să le ții în telefon, nu știu, pe toate. Spre exemplu, la mine memoria telefonului se umple foarte repejor și nu reușesc mereu să păstrez în telefon toate pozele sau toate filmulețele pe care le fac într-un anumit eveniment sau cu o călătorie. Și pentru mine vlogurile astea de călătorie tare faini, pentru că eu de cele mai multe ori mă uit când nu este sezon și când trec câteva luni de la călătoria respectivă sau de la vlogurile respective, atunci mă uit și îmi place foarte tare să mă uit și să văd. Spre exemplu, abia a trecut perioada cu vlogmasurile și eu o să încep să revăd clipulețele de vlogmas undeva prin luna iulie, august, septembrie, cam atunci o să încep eu să mă uit din nou la clipulețele din luna decembrie. Și mie îmi place așa să fac vloguri de călătorie când merg undeva, pentru că peste ceva timp îmi place să intru să mă uit, să văd ce am făcut acolo, unde am mâncat, cum am fost. Mi se pare foarte fain, așa că să intrați, să aruncați o privire. Dacă vreți, că este un clipuleț tare fain. Haideți că eu nu v-am mai filmat, că nu vă arăt chiar tot procesul, că ar dura un picuț prea mult. Dar mi-am amintit că mi-a comentat cineva, adică m-a întrebat într-un clip dacă ne-am decis sau cum ne-am decis să ne organizăm nunta, dacă vrem să ne organizăm nunta cu părinții, cu persoanele apropiate sau dacă o să angajăm pe cineva care să ne organizeze nunta. Să știți că eu și Florin ne-am hotărât ca nunta noastră să ne organizăm cu nașii, pentru că noi fiind creștini ortodoxi și având nași, ne-am hotărât ca toate părerile cumva să le cerem nașilor și cu ei să și mergem, fapt pentru care am și mers cam peste tot cu ei. Bineînțeles că vorbim și cu părinții, cel puțin la mine părinții mei chiar m-au sunat, m-au întrebat, adică ei cumva și sunt mai implicați, să spunem așa. Știu că așa au fost și la nunta surorii mele și știu că mama cel puțin este foarte implicată când este vorba de un eveniment în genul acesta, dar noi așa ne-am hotărât și așa intenționăm să facem. În mare, cam tot ce este de făcut o să facem cu nașii, pentru că noi ne și înțelegem foarte bine cu ei și e foarte fain să cer părerea de la persoane care au trecut deja prin asta și care au și, na, o vârstă puțin mai mare decât noi și altfel văd ei lucrurile. Și vreau să vă spun că și acum când am mers și am căutat restaurant pentru cumia civilă, deci vreau să vă zic că atât de implicați au fost și atât de multe întrebări puneau, adică erau chestii pe care eu și Florin poate că nu le-am fi întrebat de rușine sau poate că n-am fi știut să punem anumite întrebări, dar ei întrebau tot, cereau detalii, adică vorbeau foarte fain, foarte tare îmi place chestia asta la ei.
mi se pare că sunt așa, nu știu, foarte organizați și foarte calculați ca oameni. Așa că noi în mare parte cu ei vrem să facem tot. Și iarăși m-a întrebat cineva dacă voi face vloguri în general legate din nuntă, de cununia civilă. Da, o să fac. Știți deja că eu mi-am expus viața personală aici și cu siguranță voi filma și vă voi spune și detalii pe partea asta. Dar când o să se apropie cununia civilă, o să discutăm mai multe atunci, ca să vă spun și ce chestii am cumpărat, să discutăm mai multe așa. Știu că sunt vloguri foarte așteptate, știu că am printre urmăritoare foarte multe viitoare miresici, așa că îmi doresc tare mult să împărtășim sugestii în comentarii, pentru că eu acum m-am înscris pe foarte multe grupuri dintre astea de Facebook și sunt chestii așa de interesante și e foarte fain să vezi părerea altor miresi care deja au avut evenimentul sau care urmează să treacă prin tot parcursul ăsta. Și e foarte fain să vezi oferte de la furnizori, chiar mi se pare super interesant. Știu că a fost târg de nunți la Iași weekendul trecut, vineri, sâmbătă și duminică, iar acum vineri, sâmbătă și duminică o să fie la Suceava și vrem să ajungem și noi. Chiar vorbeam cu Anca și cu Vasi că ne dorim să ajungem duminică. Sâmbătă vrem să mergem să discutăm cu câteva restaurante pentru nuntă. Vrem să vedem dacă ne-am găsit o dată pe care ne dorim noi liberă. Dacă nu, să vedem când găsim liber. Să putem să discutăm cu formația și cu echipa foto-video ca să putem să plătim aconturile. Pentru că anii tot trec și știu deja că în Piatra la câteva restaurante care sunt și foarte căutate și cerute, nu sunt locuri până în 2027. Pentru că la unul dintre ele am sunat, am întrebat și ni s-a spus că primul eveniment pe care ar putea să-l organizeze ar fi în august 2027. Așa că toate trebuie luate din timp și eu sunt foarte încântată așa și foarte entuziasmată. Îmi doresc ca nunta mea să fie una foarte frumoasă, dar cu siguranță o să împărtășesc cu voi toate detaliile. Mi-am făcut programare la păr și la machiaj, dar mai multe detalii o să vi le dau atunci. În schimb, pe parte de machiaj, mi-am făcut programare la o tipă pe care eu urmăresc de foarte mult cel timp și tare mult îmi doream să ajung la ea. Și am zis că dacă tot este cununia civilă și dacă o să-mi placă, poate o să-mi fac programare și pentru nuntă, am zis că hai totuși să plătesc puțin mai mult, dar să-mi plac, ca decizia mea să fie una bună. Pentru că prețul pe care mi l-a cerut ea pentru un machiaj de cununie civilă. Deci prima oară când i-am spus că vreau să fac o programare pentru un machiaj, m-a întrebat în calitate de ce. Și nu prea aveam cum să-i spun în calitate de invitată, în ideea în care ea mă are pe Facebook și ar fi văzut că eu am cununia civilă și i-am spus că trebuie pentru cununia civilă și mi-a spus că prețul este de 400 de lei. Ceea ce pe mine m-a șocat un picuț. Ultima oară când am mers eu și m-am machiat la un salon, am dat 200 de lei pe un machiaj fără genii. Aici eu oricum vreau să-mi pun extensiile de genii pe care le folosesc eu tot timpul, dar m-a șocat puțin prețul, sincer. Nu știu la păr care mai sunt prețurile. La păr mi-am făcut programare la o fostă colegă de la primul salon la care am lucrat eu, pentru că este foarte pe stilul meu și tare mult îmi place stilul ei. Dar o să discutăm mai multe atunci. Dar vreau să zic că m-a șocat. Sincer, m-a șocat puțin el prețul. Dar am zis că, na, fiind cununia civilă, o să merg la ea. Tare curioasă sunt dacă o să-mi placă și cum o să fie. Sper să nu am chestia asta să ajung acasă și să nu-mi placă. Pentru că de cele mai multe ori când eu m-am coafat la un salon, nu mi-a plăcut și am ajuns acasă și m-am spălat pe păr. Și cu machiajul la fel, de cele mai multe ori ajungeam acasă și mai retușam eu una alta, așa că sper aici să fie totul foarte ok, oricum o să merg pe ceva foarte simplu, dar o să vedem, o să discutăm mai mult de atunci. Dar am zis să vă răspund și la chestia asta, că am primit foarte multe comentarii în care m-ați întrebat, pentru că eu mi-am comandat acel wedding planner și multe dintre voi mi-ați spus că tipa respectivă se ocupă și de organizarea nunților și multe dintre voi ați crezut că am luat-o pe ea să ne organizezi nunta. Nu, bănuiesc că un wedding planner de genul costă extrem de mult ca să-ți angajezi pe cineva care să facă totul în locul tău și am zis că vreau totuși să-mi organizez eu evenimentul așa cum îmi doresc, deci am zis că să vă răspund și la curiozitățile astea, dar știți că este un subiect care pe mine mă preocupă tare mult în perioada asta.
Așa că puteți să-mi lăsați în comentarii dacă sunteți din Piatra și ați avut nunta recent. Puteți să-mi lăsați idei de furnizori și pentru aranjamente și pentru mai multe lucrușoare, că sunt curioasă să văd care mai sunt prețurile și care sunt ofertele pe care le oferă furnizorii în 2024 și în 2025. Pun să-mi termin machiajul ca să mergem la cumpărături. Vreau să merg puțin până la mall. Fac tot așa, cam 5-7 minute până la mall și numai bine până mi-ajunge programarea am timp să trec puțin și să fac câteva cumpărături. Vreau să ajung la Pepco, vreau să iau niște dulciuri. Mi-a apărut o tipă pe TikTok care testa dulciuri din Pepco și am zis că vreau să iau câteva ca să le testez cu Florin. Poate o să le testăm diseară sau dacă nu mâine, dar aș vrea să trec să mă uit să văd ce dulciuri sunt. Eu am primit de la o clientă o pungă de bomboane cu ciocolată și erau bomboane cu ciocolată și căpșuni și vreau să vă zic, erau atât de buni. Florin, care în perioada asta nu prea mănâncă dulce, că se cam abține, deci vreau să zic că am mâncat toată punga aia. Deci atât de buni erau și vreau să văd ce dulciuri mai sunt acolo. Așa că pun să-mi termin machiajul, pun să-mi termin și cafeaua, merg să-mi tind și hăinuțele și apoi pornim către mall. Classicul outfit of the day. Blugi negri, ghete, bluză, pentru că afară este foarte frig și foarte urât, și un paltonaș. Gata, mergem la mall! I'm thinking you want me for me. It's not my birthday yet, 'cause I gotta say you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be sad. Am ajuns acasă și haideți să vă arăt și ce am luat. Am luat niște saci menajeri din DM, pentru că noi avem la bucătărie un coș de gunoi care este mai micuț și aveam saci doar mari. Și am luat dintre ăștia de 35 de litri, am și folosit unul deja. Am luat tot din DM, un parfumel din ăsta cu viețișoare. Îmi plac foarte tare astea din DM și să știți că persistă chiar foarte bine. Am mai multe puși în toată casa și de asta prefer să iau dintre astea mai micuții. De la Animax i-am luat granulii miei și noi cumpăram granulii cu altă pisică aici, în fine, și doamna care era acolo mi-a zis să încerc să iau cu altă pisică dintre asta, ei au mai multe variante, pentru că din ce mi-a spus ea, au zis că este formulă diferită și posibil să nu-i placă cele pe care le luăm noi și mi-au recomandat să iau cu altă pisicuță pe ambalaj pentru că ar avea, zice ea, alte ingrediente și altă formulă. O să vedem. Și din Pepco am luat cam atât de multe dulciuri, dar o să le testez cu Florin. Am luat niște migdale din astea în glazură de caramel, ca să vedem cum sunt. Am luat și câteva geleuri dintre astea și vreau să văd dacă se aseamănă cu bomboanele acelea de pom, pentru că așa arată și sunt curioasă să văd dacă au cam același gust. Am luat și o ciocolățică așa, care este cu ciocolată cu lapte și cu alune. Am luat niște geleuri, care teoretic spune că ar avea geleu din acela lichid în interior. Am mai luat și niște biscuiței din ăștia, care sunt cu banană și unt de arahidi. Mia! Care sunt cu banană și unt de arahidi. O să vedem cum sunt. Am luat niște geleuri din astea așa sticks, eu sunt fan geleuri și mâncam din astea când eram micuți, bine, nu sub abalajul ăsta, dar mâncam din astea așa sub formă de sticks, dacă pot să zic așa, și îmi plăceau foarte tare. Aici am luat niște, nici nu știu ce sunt, sincer, niște bucățele de geleu, cred eu că sunt, ia să vedem dacă scrie aici. Scrie rulou cu mere și zmeură. Aveau pe mai multe variante, adică aveau și cu măr și afine, aveau pe mai multe variante, dar am zis iau așa să văd cum sunt. Sincer, le-am luat după ambalaj. Vă dați seama că nu știu ce sunt. Astea par niște bucățele de orez expandat cu zmeură și învelite așa în ciocolată. O să vedem cum sunt. Astea chiar mi s-au părut super interesante. Am mai luat și varianta asta, care sunt cu cocos. Mie îmi plac chestiile cu cocos. Și tot așa sunt batonașii din orez expandat. Am mai luat și un batonaș dintre ăsta, care este cu ceva ciocolată, alune. Arată super bine. Am mai luat și
snacks-urile astea care sunt cu cașcaval, nu știu exact sub ce formă sunt, dar par așa niște batonașii, care sunt cu cașcaval, deci astea o să fie sărate. Și ultimul lucru ușor, sunt alunile astea în glazură de caramel. Vreau să văd dacă se aseamănă cu cele de la Jumbo și dacă se aseamănă o să mai luăm. Deci pe toate dulciurile astea am dat 60 de lei. Ele sunt foarte ieftine, toate costă în jur de 4-5 lei. Biscuiții ăștia sunt 10 lei, jeleurile sunt 10 lei, astea sunt 10 lei, în rest toate sunt cam 5 lei, 4 lei, batonașele astea sunt 2 lei. Cam așa au fost prețurile. Dar aștept să ajungă Florin acasă și o să le testăm împreună cu el. Ea acum mănâncă, dar de regulă mănâncă tot timpul la început când îi dăm alte grănuri și pe celelalte le-am mâncat la început pentru că este alt gust. Dar o să vedem. Pe astea le mănâncă foarte cu foame pentru că dacă vedeți voi, ea mai are în bol granulii și de celelalte. Doar că ei nu-i plăceau și nu le mânca. Și acum cred că este puțin de foame. În cazul în care nu aveți culcuș pentru animăluții, luați o fructieră dintre asta, că e bună, îi place. Acolo este o portocală care apare, nu o deranjează. E totul bine, stai bine, mami? E bine acolo, da? Deci uitați un pic cum stă, efectiv este portocala aia acolo. Mami, nu te încurcă portocala aia? Nu? Stai bine? E bine așa? Ia uitați. Iesă toate alea pe aici. Deci nu are nicio problemă, ia uitați. Mă scuz că te deranjezi, te lasă dormi, mami, bine? Gata, te lasă dormi. Haideți să vă arăt și ce mănânc. Am aici tot cottage cu ou și puțin pătrunjel. O felie de pâine care este pâine din aceea tost integrală de la Lidl, pe care tot așa n-am mai prăjit-o. Și ridichi. Am pus-o pe toată pentru că nu mai am legumii proaspete în casă, așa că am pus toată ridichia pe care o mai aveam. Asta este mic dejunul, prânzul meu de astăzi, pentru că din nou nu o să apuc să mai mănânc. Mănânc acum, ceasul este 11:30, la 12 încep să lucrez, după care la 2 am următoarea programare, la 3:30 merg la sală și o să mai mănânc abia după, diseară, când ajung acasă. I'm his, but there's something cold in the way you are. The things you said had me going good, but I left a scar. You invite me and then you turn. Gata cu prima programare. Aștept să-mi ajungă cealaltă clientă, iar apoi merg repejor la sală. Sper să mă încadrez să fac un antrenament, după care mă întorc și avem ultima clientă pe ziua de astăzi. Aici în continuare se doarme foarte profund. Așa stă toată ziua și noaptea are chef de joacă și ziua cam așa este mia mea. Am ajuns acasă și aici în continuare se doarme. Măi, mami, măi, mai poți? Iubirea de atâta somn! Până să îmi aștept următoarea programare. Dar a mers bine antrenamentul. Ne-am întors la haine de casă. De fapt, am rămas cu colanții și doar mi-am luat un tricou ca să pot lucra, că aveam hanuracul. Ne auzim după ce termin. Mi-am mai făcut o cafea, tot așa cu lapte. Și așteptăm, mi stă așa de foame, dar că nu am timp să mănânc acum, o să mănânc undeva pe la 8, cred că. Dar mi este atâta de foame, cam ca doar ce v-am arătat vouă dimineață. Gata, am terminat pe seara aceasta și cred eu că o să fac încheierea clipulețului de astăzi aici. Aștept să ajungă Florin ca să putem să degustăm dulciurile luate din Pepco. Așa că în clipulețul următor asta o să facem. O să închid clipulețul de astăzi aici, pentru că deja este unul foarte lung. Ținând cont că am legat cu ziua de ieri, îmi imaginez eu că atunci când o să editez o să avem un clipuleț mult peste media, pe care încerc eu să o mențin aici la mine pe canal. Așa că dacă vreți să vedeți cum ni s-au părut dulciurile luate din Pepco,
Așteptați clipulețul ce va urma și o să vedeți acolo. Dacă v-a plăcut clipulețul de astăzi, nu uitați să vă abonați, puteți să mă susțineți și cu un like, iar noi o să ne vedem în clipulețul următor, clip care sper eu să apară la voi mult mai curând, pentru că încerc să mă țin, am reînceput cu filmatul și deja parcă mi-am intrat așa în mână, așa că nu știu dacă o să mai avem pauze chiar atât de lungi. Vă pup, vă îmbrățișez și noi ne vedem în clipulețul următor. Să aveți grijă de voi! Pa, pa!